Incendiul a avut loc în localitatea Dâmbovițeană Glodeni. Focul a izbucnit la miezul nopții la una din cele două case. Se pare că totul a pornit de la o sobă improvizată. Flăcările au mistuit totul și au cuprins și mansarda casei vecine. Pompierii nu au putut salva mare lucru din cele două locuințe. Acum criminaliștii încearcă să stabilească cauzele exacte ale incendiului.